Cercetătorii de la Universitatea Exeter susțin faptul că muzicienii sunt mai puțin predispuși la riscul de demență când înaintează în vârstă. Oamenii de știință sunt de părere că artiștii au o minte mai ageră, motiv pentru care la vârsta a treia duc o viață mai activă față de majoritatea persoanelor. Stimularea creierului încurajează dezvoltarea sinapselor și îmbunătățește circulația sângelui. Persoanele care nu își antrenează constant mintea sunt mai predispuse riscurilor la bătrânețe. În cadrul studiului, testele au fost efectuate pe 1570 de persoane de peste 40 de ani. Au arătat că persoanele care au învățat să cânte la un instrument au avut performanțe semnificativ mai bune în ceea ce privește memoria, raționamentul și viteza de gândire. Toți instrumentiștii care au participat la studiu au obținut scoruri semnificativ mai bune față de persoanele care nu cântă la niciun instrument. Cele mai mari beneficii asupra creierului se pare că le are pianul. Credem că a fi muzician ar putea fi o modalitate de a valorifica agilitatea și rezistența creierului, cunoscută sub numele de rezervă cognitivă. Constatările noastre indică faptul că promovarea educației muzicale ar fi o inițiativă valoroasă de sănătate publică, la fel și încurajarea adulților în vârstă să se întoarcă la muzică la o vârstă mai înaintată. Asta le-ar putea permite să își reducă în mod proactiv riscul de demență și să promoveze sănătatea creierului. Studiile anterioare au dovedit faptul că IQ-ul copiilor este stimulat de instrumentele muzicale. De asemenea, acestea îmbunătățesc abilitățile de concentrare. Adulții care cântă sau care au cântat de-a lungul vieții stau mai bine la testele de limbaj și la viteza de gândire. De asemenea, cântatul într-o formație sau cântatul într-un cor contribuie la socializare, ceea ce reprezintă o altă modalitate de a reduce riscul de demență, relatează știrile ProTV.ro.